Bună ziua și bun găsit la știri, sunt Dragoș Popa. Iată pentru început care sunt cele mai importante titluri la această oră. Pieton lovit grav de un autoturism pe strada lungă. Schimbare la față pentru zona gării. Tinerii talentației Brașovului ne vor reprezenta la festivalul muzical Lira și parteneriatul civil a fost respins în Senat. Continuăm cu știrile pe larg. Un pieton a fost transportat de urgență la spital în această dimineață după ce a fost lovit de un autoturism pe strada lungă din municipiul Brașov. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, capitanul Ciprian Sfreja, victima, un bărbat în vârstă de 60 de ani, a fost inițial inconștient, dar după ce a primit primele îngrijiri medicale și a revenit, iar apoi a fost preluat de un echipaj smurt și transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Continuăm cu știrile. Schimbarea la fața zonei gării va începe cu Bulevardul Victoriei, care este principala cale de legătură între poarta de intrare feroviară în Brașov și zona centrală. Pentru început s-a lucrat la noile soluții pentru iluminatul public. De asemenea, arhitectul șef al municipiului a avut o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor de bicicliști din Brașov în vederea conturării unor piste special destinate cicliștilor pe această arteră de circulație. Administratorul public al Brașovului, Micloș Ganț, a precizat că până săptămâna viitoare se vor stabili soluțiile atât în ceea ce privește iluminatul public, cât și celelalte lucrări de sistematizare din această zonă. Senatul a respins recent, cu 68 de voturi, proiectul de lege referitor la parteneriatul civil inițiat de deputatul Remus Cernea. Senatorii susțin că România este o țară creștină, iar cei care vor să își împartă averea au posibilitățile legale necesare. Biserica Ortodoxă este de asemenea împotriva acestei inițiative. Noi susținem familia tradițională, a spus preotul Veniamin Coreanu, care a ținut să reamintească de inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției pentru definirea căsătoriei ca uniune între femeie și bărbat. Remus Cernea susține în continuare că parteneriatul civil este o instituție necesară într-o societate democratică, pentru că există peste 800.000 de cetățeni care conviețuiesc în baza sentimentelor. Senatul a fost prima cameră sesizată, Camera Deputaților fiind foarte decizional. Tinere talente ale Brașovului ne vor reprezenta județul în cadrul Festivalului Național Muzical Lira din Maramureș. Evenimentul se va desfășura în luna noiembrie și este organizat de Centrul Artist pentru Artă România. În cadrul acestui eveniment vor urca pe scenă peste 250 de tineri artiști din peste 15 județe ale țării, printre care și 25 de artiști brașoveni care speră să aducă în județul nostru premii importante. În concurs vor fi 330 de momente artistice din genurile de muzică clasică, instrumentală, populară și ușoară. În juriu se vor afla și vedete, foști participanți la X-Factor România, personalități ale culturii muzicale românești, dar și foști finaliști de la Vocea României. Acestea au fost știrile orei, sunt Dragoș Popa, nu schimbați frecvența care face diferența. Audiție plăcută!